Evanghelia scrisă de Ioan ne mai oferă o minune. În capitolul 9, Iisus redă vederea unui orb, confirmând afirmația pe care abia o făcuse în capitolul 8, versetul 12, Eu sunt lumina lumii. Se aflau pe drum spre Ierusalim și au întâlnit un om care era orb din naștere. Dornind să înțeleagă tainele lumii, ucenicii l-au întrebat pe Domnul ce cauzase condiția acelui om. Păcatul? Iisus le-a răspuns, nu e vorba de păcatul omului acestuia sau al părinților săi, pentru că știm foarte bine că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, cum scrie în Roman 3, versetul 23. Important aici, continuă Domnul, este nu să aflăm vinovatul, ci să-l vindecăm. Fără Iisus, astăzi milioane și miliarde de oameni sunt orbi spiritual. Dacă nu ne deschide Duhul Domnului ochii ca să vedem, suntem și rămânem orbi. Trebuie să se atingă Iisus de ochii noștri ca să putem vedea. Așa a procedat el cu acest om. A amestecat saliva sa cu țărână și a uns capele omului, după care l-a trimis la bazinul Siloam să se spele pe față. Omul a făcut așa și s-a întors văzând. Iisus a trebuit să-l supună acestui procedeu pentru a-l învăța să se încreadă și să asculte de Domnul. Totul se rezumă la asta. Iisus ne atinge, iar noi îl ascultăm și ne supunem lui. Mântuirea este o chestiune simplă. Este prin Domnul Iisus și activează puterea lui Dumnezeu. Omul acesta înțelesese că șansa lui ca să vadă era să se încreadă în Domnul. Dar trebuia să apară și un hop într-o istorie așa de minunată. Toate astea avuseseră loc, da, într-o zi de sabat. Așa că pe lângă cei ce se bucurau uimiți de cele întâmplate, au fost și destui religioși care l-au acuzat pe Iisus că desconsideră sabatul. Alții însă i-au luat apărare. Așa că s-a iscat o controversă, iar alții se întrebau dacă chiar fusese miracol ce se întâmplase acolo. Deci încercau să discrediteze minunea aceea, deși fusese clar pentru orice om de bună credință. Chiar și cel vindecat a dat puțin înapoi afirmând că nu putea să afirme cu certitudine decât că fusese orb, iar acum vedea. Mai târziu, Iisus a aflat că omul acela era hărțuit de liderii religioși. Așa că întâlnindu-l în templu, l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Versetul 35 din Ioan 9. Și omul a răspuns în versetul 36, cine e acela, Doamne, ca să cred în El? Tot ce se întâmplase până acum fusese doar o pregătire pentru acest moment. Iisus îi spune clar, cel cu care vorbește acum, acela este. Cred, Doamne, a spus omul și i s-a închinat. Într-una dintre cele mai simple și profunde scene și mărturisiri de credință din întreg cuvântul lui Dumnezeu. Iisus făcuse din orbul acela un om întreg, care vedea bine și fizic și spiritual. Așa ceva este la fel de posibil și de valabil și astăzi pentru orice păcătos. Suntem pierduți și nici măcar nu ne dăm seama că suntem pierduți. Dar când îl lăsăm pe Hristos să se atingă de ochii noștri, ajungem să vedem bine. Îl vedem pe El și ne încredem în El. Și în consecință, ca acela ce fusese orb, din Ioan 9, ne închinăm lui. Vom examina împreună data viitoare acreditările lui Iisus și vom învăța cum să ne încredem în El ca mântuitor personal.